În cadrul conferinței de presă de astăzi, 9 decembrie, de la sala de consiliu a primăriei municipiului, au fost lansate 3 proiecte cu fonduri europene care vizează amenajarea a 2 parcuri de agrement în Râmnic, precum și îmbunătățirea condițiilor de viață în comunitatea din Colonia Nuci. Cele 2 parcuri se vor realiza în cartierele Ostroveni și Nord până la sfârșitul anului 2021 și vor oferi cetățenilor spații de recreere și agrement, locuri de joacă pentru copii și pentru fitness, piste de biciclete, foișoare, toalete, sistem de supraveghere video și multe altele. Proiectele au ca obiective specifice următoarele: creșterea suprafeței de spațiu verde pe locuitor, utilizarea scopului recreativ a terenului, îmbunătățirea calității mediului prin înființarea de spații verzi, conștientizarea populației privind importanța spațiilor verzi, îmbunătățirea aspectului peisagistic, creșterea atractivității orașului și diminuarea migrările demografice. Cel de-al treilea proiect presupune îmbunătățirea calității vieții pentru cei 1400 de locuitori din Colonie Nuci până în anul 2022. E un lucru extra de important, dar mie mi se mai poate esența acolo, este branșamentele de apă pentru locuințele sociale. Știți că în momentul de față acele oameni au branșamentele per clădire și se ceartă la împărțirea. Acum va avea fiecare branșament separat, contoar separat. Cel care consumă trebuie să plătească și nu trebuie să sufere unul care e corect din cauza celorlalți care nu sunt corecți. Amenajarea 3 zone de grădini adiacent locuințelor sociale, amenajarea unui scoar, puncte de colectare selectivă a deșeurilor. Modernizarea celor 2 trosoare de străzi, Nuci. Sunt străzile care duc spre acele și care arată dezastros, vor fi făcute de la A la Z. Modernizarea aleilor pedonate de jurul locuințelor sociale de zona marginalizată.